Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Par și incomode și inutile până ai o primă dată nevoie de ele. După aia ești lămurit la ce folosesc. La fel sunt și asigurările. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la Zodia Asigurărilor. Este episodul 30 al sezonului 2. Suntem sub semnul Fecioarei. Ca slăbiciuni ale zodiei sunt puțin cam duri, sunt persoane destul de agitate, suferă de ipohondrie și de spirit critic, sunt greu de mulțumit și sunt foarte meticuloși. Să vedeți ce de asigurări au și cum le țin în ordine. Calități. Analiști, atenți, fideli, harnici, inteligenți, rațional și foarte grijulii, exact ce vă spuneam mai înainte, să vedeți cum arată portofoliul lor de polițe de asigurare pe care și l-au încheiat pentru ei, pentru familie, pentru firmă. Aș avea și eu două propuneri pentru cei care ne privesc. Prima este să puneți canalul 33 pe butonul 1 al telecomenzii și cea de-a doua, după 21 de zile să-mi scrieți ce ați observat că s-a întâmplat. De subliniat că dacă vreți să revedeți emisiunile pe YouTube, ne puteți vedea oricând, sunt 132.000 de abonați, puteți deveni unul dintre ei. Și acum să trecem la subiectul emisiunii noastre de astăzi. Asigurările, cum vor fi ele în 2030 și un pic și cum sunt ele în momentul ăsta. Ce le lipsește ca să ajungă ceea ce sunt menite ele să fie. Conform unui studiu publicat recent privind digitalizarea, 21% din români, adică 1 din 5 practic, a folosit în 2022 servicii online. Poate e mult, poate e puțin, dar e în creștere față de anul trecut. Totodată, 2/3 din participanții la studiu, cam 64%, au declarat că soluțiile online sunt extrem de importante, 36% din ei, și foarte importante, 28%. Când achiziționează sau când beneficiază de acoperirile unei asigurări, ei se uită pe internet. În același timp, ponderea celor care folosesc servicii online în general, altele decât cele de asigurări, este și mai mare. 59% în 2022 față de 56% anul trecut. Având în vedere creșterea procentului privind consumatorii de asigurări online în comparație cu perioada 2021, ne întrebăm ce așteptări am putea să avem privind distribuția de asigurări nu azi, nu mâine, ci în 2030. La ce se pot aștepta agenții de asigurare sau brokerii de asigurare? Mai este nevoie de ei? Mai e loc în industrie? Mai sunt ei la fel de apropiați de clienți? Asta mă refer la ideea că industria de asigurări este din ce în ce mai digitalizată. Invitatul meu de astăzi este Eric Barna, este fondator și membru al boardului Life is Hard. Life is Hard e o companie extrem de implicată în viața industriei de asigurări și în mod special a brokerilor de asigurare, din câte îmi dau seama, dar în același timp știu că îi știți bine și pe asigurători. Pentru că sistemele pe care le aveți puse la punct folosesc și unora, și altora, și clienților. Cu alte cuvinte, sunteți la mijloc. Eric, astăzi începe, imediat cum terminăm noi emisiunea, începe cea de-a 22-a ediție a Galei Premiilor Pieței Asigurărilor. Este un eveniment tradițional, e cumva cel mai așteptat, e așa fairy tale. Toată lumea merge cu inima deschisă. Și majoritatea primesc premii, pentru că fiecare excelează în ceva. Ai ales de ceva timp să fii parteneră la acestui eveniment. Ce înseamnă evenimentul pentru industrie și pentru voi? Sergiu, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Bună ziua tuturor! Aș spune că evenimentul pe care voi îl organizați e un fel de Oscar al industriei. O încununare a succesului tuturor celor care sunt prezenți în industria aceasta. Și așa cum ai spus, fiecare excelează la unul sau la mai multe capacități, la mai multe skill-uri pe care le au sau pentru ceea ce livrează ei pentru industria asigurărilor. Prin urmare, este o recunoaștere a efortului tuturor ca și contribuție la industria asigurării din România. Cam așa am și gândit această gală. Sigur că ni s-a spus că sunt prea multe premii. Sunt prea multe premii pentru că există foarte multe abilități și fiecare, cum spuneam, excelează în ceva. Unii excelează, au foarte puține, cum se cheamă, reclamații.
Adică își fac foarte bine treaba. Alții au vânzări foarte mari, alții au contracte, polițe de asigurare, cum se numesc contractele de asigurare, foarte bune pe un domeniu. Sănătate, viață, auto, garanții. Toate aceste produse ajung la clienți, sau o mare parte din ele ajung la clienți prin intermediul brokerilor de asigurare și a agenților. Agenții sunt ai asigurătorilor sau ai brokerilor, iar brokerii au, cum se cheamă, asistent în brokeraj? Exact, exact. Ok. Deci, oamenii care cunosc clienții sunt alături de ei. Cum arată distribuția de asigurări, că așa se numește ea? Cum arată ea în România? Și ulterior să-mi spui și cum arată în alte țări europene pe care le cunoști. Da, România excelează pe zona de distribuție în asigurări și când spun asta, cifrele vorbesc de la sine. 67% din ceea ce se intermediază în întreaga industrie de asigurări se derulează prin intermediul brokerilor. Deci, practic, brokerii reprezintă principala forță de distribuție sau de vânzare, ca să spunem așa, a asigurărilor. Versus alte țări, unde impactul brokerilor este mult mai redus. De cele mai multe ori, companiile de asigurare lucrează cu forța proprie de distribuție, direct sales, sau pe canale digitale sau prin alți distribuitori pe care legislația din piața respectivă îi permit să fie jucători în piață. La noi, într-adevăr, brokerii reprezintă o forță de ani de zile, nu numai de anul ăsta sau de anul trecut. Ei sunt niște jucători prezenți în piață cu o voce importantă și care au început procesul de digitalizare dinaintea pandemiei. Aș spune că undeva de prin 2007-2008 s-au pus bazele digitalizării brokerilor de asigurare, când au început să-și construiască propriile platforme sau să lucreze cu terți, platforme care să-i ajute să gestioneze activitatea de distribuție. Dacă e să ne întoarcem în timp, primele platforme de gestiune a activității brokerilor de asigurare practic gestionau topuri de polițe. Milioane de topuri de polițe, pentru că subscrierea așa se întâmpla, pe hârtie, cu pixul. Totuși aceste polițe erau înseriate, deci trebuia să fie evidența lor și practic aceste portaluri sau platforme urmăreau circuitul acestor polițe, hai să spunem, în natură, cu ghilimele, adică de la asigurator la broker, de la broker la agentul de asigurare, la client și apoi înapoi la asigurator. Deci, practic, așa ați apărut voi sau așa a apărut un obiect important de activitate al vostru? Așa am apărut noi și alți jucători din piață, din domeniul ăsta al digitalizării distribuției în asigurări. Ulterior, lucrurile au evoluat, au apărut primele interconectări cu societățile de asigurare pentru a putea cota și emite în timp real polițe de asigurare. Primele polițe de asigurare emise în timp real, bineînțeles că au fost RCA-urile, care și în momentul de față reprezintă o cotă importantă din întreaga piață de asigurări. Și foarte hulită. Ca orice produs popular sau ca orice produs care este obligatoriu, are și plusuri și minusuri, dar e o asigurare de care cu toții avem nevoie. Mi-e greu să-mi imaginez o piață de asigurări unde nu există RCA, mașinile circulă pe străzi, pe șosele, pe autostrăzi și au accidente și incidente cu o frecvență destul de mare. Nu-mi imaginez cum un șofer obișnuit ar putea să plătească mii sau zeci de mii de euro pentru că a produs un accident unei alte mașini. Aici intervin asigurătorii. Contra unei sume mici, numită primă de asigurare, nu e o primă, adică nu sunt nici bani pe care îi primești, niște bani pe care îi dai. Deci acea primă de asigurare e costul, prețul asigurării și în schimbul acelui preț, uite, prețul mediu pentru asigurarea RCA este 918 lei, ceva în genul ăsta, deci să zicem 900 de lei.
Asta înseamnă cam 150 de euro. Cam pe acolo, 150-160. 180, ok, spre, până în 200 de euro, da? Contra acestui preț, asigurătorul se angajează să plătească despăgubiri până la peste 6 milioane de euro. Știi cum e, sunt daune materiale, sunt daune morale, sunt daune fizice, adică ce s-a întâmplat mașinii, răspundere civilă. Lucru pe care îl știu mai puțin este acela că acea poliță de răspundere civilă, pe care mulți consideră că nu o fac pentru mine, o fac pentru cel pe care îl lovesc și mă scutește de o grijă, îți acoperă și persoanele din mașina ta. Iar în mașina ta se pot găsi soțul, soția, copilul, prietenii, rude apropiate sau pur și simplu pasageri, iar responsabilitatea este a ta. Bun, asta am spus-o pentru că aș vrea să vorbim la un moment dat și despre creșterea nivelului de informare legat de asigurări. Dar aș face-o după pauza publicitară. Care este gradul de digitalizare în asigurări în România? Am auzit voci care spun că oho, mai e mult până departe și alții care spun că suntem undeva la nivel european și uneori chiar peste. Da, e foarte important să știm cu cine ne comparăm sau cu ce țări și ce luăm în considerare când măsurăm nivelul de digitalizare. Dacă e să ne uităm la ce înseamnă grad de digitalizare a societății, a economiei, overall, ca și țară, suntem la coada clasamentului Uniunii Europene. Anul trecut am fost pe penultimul loc, anul acesta am reușit să ajungem pe ultimul loc. N-am evoluat, am involuat ca și economie și societate, iar din analizele pe care le face Uniunea Europeană, rezultă un index, DESI Index, Digital Economy and Society Index, care măsoară acest grad de digitalizare, suntem pe locul 28. Sunt luați în considerare foarte mulți factori. La unii excelăm, de exemplu viteza de conectare la internet sau gradul de acoperire cu internet a zonelor rurale sau urbane, iar la altele stăm mai slab, ca una dintre ele, cum ar fi digitalizarea administrației sau chiar digitalizarea companiilor mici și mijlocii, acolo chiar suntem iarăși pe ultimul loc. Sunt mai mulți factori care determină acest index sau valoarea indexului. Ce e de reținut sau surprinzător e faptul că suntem campioni la a utiliza telefonul mobil în rețelele sociale. Deci știm să folosim telefonul în rețelele sociale. De aici cumva și o foarte bună corelare cu studiul pe care le aminteai vis-a-vis de informare. Deci foarte multă lume folosește telefonul să se informeze, mai întreabă un prieten, se mai uită pe rețelele sociale și prea puțin folosesc, să spunem, mijloacele digitale în a rezolva probleme personale sau în mediul de business. Uite, îmi amintesc că sunt niște date recente discutate cu Alexandru Ciuncan, director general al Uniunii Asigurătorilor. L-am avut invitat acum câteva emisiuni. În ceea ce privește informarea, 43 sau 46% dintre români foloseau telefonul mobil ca să se informeze despre asigurări. 18% își întrebau prietenii. Sigur că prietenii nu sunt competenți, dar au o experiență în mod special în zona de daune și în mod special în zona RCA. Iar mulți dintre ei consideră că dacă au avut o problemă pe RCA, înseamnă că au probleme peste tot. E o judecată care persistă în piața asta. Să ne întoarcem la digitalizarea pieței. Locul 28 din 28, dar cu niște perspective fantastice. Înseamnă că avem un potențial de dezvoltare. Avem potențial foarte mare și de acest potențial auzim de ani de zile, cel puțin de, hai să spunem, 15 ani de când sunt în industria asigurărilor. Aud de acest potențial atât al digitalizării cât și al creșterii overall al industriei.
Să nu uităm că gradul de penetrare este tot așa unul dintre cele mai mici din Europa. A mai crescut un pic, era sub 1% din produsul intern brut și acum e puțin peste. 1,6 versus o medie de 2-3% cât e în zona central europeană și un 7% cât e la nivel de UE. Deci iară suntem la coadă, dar tot așa suntem mândri că avem potențial. Un potențial care căruia ia foarte mulți ani să... Cineva făcea o comparație și spunea, noi ne deplasăm înainte, noi evoluăm, dar suntem într-o căruță. Ceilalți sunt în mașini mai performante sau foarte performante și deși mergem în aceeași direcție, distanța dintre căruță și mașină crește. Cum am putea să recuperăm acest decalaj? Cred că povestea asta cu digitalizarea, cu software-ul, cu internetul rapid ar putea să fie o cale de a nu merge pe spirala evoluției, ci de a o face un shortcut, de a o lua pe o scurtătură. Da, sunt mai mulți factori care trebuie să luați în considerare. Dacă e să ne referim acum la digitalizarea brokerilor sau a distribuției, comparându-ne cu alte țări. Chiar suntem în avans cu foarte multe țări, mai ales din zona asta central-sud-europeană. Cum am spus, digitalizarea a început undeva în 2010-2008 a industriei de distribuție în asigurări. Am fost pioneri ca și distribuție prin interconectarea cu asiguratorii și s-a putut face, cum am spus, în 2010 prima emitere online de către un distribuitor a polițelor. Mai ții minte cine a făcut-o? Da, Astra. Astra a fost primul asigurator care a pus la dispoziție interconectarea către third party, ca să-i spune așa, către... Foarte interesant, da. O companie care acum nu mai există practic în piață. Da. La un moment dat chiar am fost sunați de către colegi din Polonia să ne întrebe cum ați reușit voi să accelerați distribuția prin brokeri și în mediul digital, automatizat de fapt, și cum ați reușit să convingeți asiguratorii din România să-și deschidă platformele către interconectare. Răspunsul a fost următorul. Nu noi ca și companie sau nu noi ca și industrie overall, ci cumva la inițiativa ASF-ului de atunci, a presiunii care venea din mediul de retail, lucrurile s-au întâmplat cumva peste noapte. De fapt, schimbarea a venit de la presiunea consumatorului, care dorea să poată să încheie o poliță rapid, să nu stea minute în șir, jumătate de oră, poate chiar și o oră, până la emiterea unei polițe, pentru că trebuia pe hârtie, în 3 exemplare, era un proces destul de complicat, plus nu asigura transparența, nu aveai siguranță că acea poliță nu este contrafăcută, aflai abia după o lună, două, trei, poate chiar la accident, că de fapt ce ai cumpărat tu nu era neapărat o poliță validă. Și de atunci lucrurile au evoluat foarte mult, există această interconectare cu asiguratorii și asiguratorii la rândul lor cu AIDA, cu biroul asigurărilor, în care toate aceste polițe RCA sunt raportate aproape în timp real. AIDA este de fapt o bază de date administrată de către biroul asigurătorilor auto din România, un organism legal constituit și care asigură și protecția datelor și toate astea. De altfel, zilele trecute nu mai știam la cine am poliția de asigurare, am băgat numărul mașinii în această AIDA. Dacă se intră pe bar.ro, biroul asigurătorilor auto din România, poți să verifici lucrul ăsta foarte ușor. Asta ar putea să facă și poliția când oprește o mașină în trafic și ar vrea să știe dacă are sau nu poliță de asigurare sau dacă poliția care este prezentată chiar există.
pentru că s-ar putea să fie o poliță doar virtuală și nu neapărat... Exact. Da. Fraudele pot să fie și acum prezente, mai ales acum când totul este digital și... Ce securitate oferă? Ce nivel de securitate oferă mediul ăsta online? Mediul online, ca orice alt mediu, să spun, este supus riscurilor de securitate și totul depinde de cât dorești să investești ca și efort, timp, bani pentru a crea breșe de securitate. Dar având în vedere că migrarea asta din real în online, în digital, va fi tot mai abruptă și tot mai continuă, adică fără loc de întoarcere în perioada următoare, și care va afecta foarte multe industrii, se va pune accent foarte mult pe tot ce înseamnă cyber security. Atât din perspectiva companiilor care livrează servicii de cyber și asigură partea asta de trust, de încredere, de validare a unor sisteme, cât și din partea asiguratorilor. Vedeți, s-a generat o nouă oportunitate pentru asiguratori, aceea de a acoperi riscurile de cyber. Adică foarte multă lume se uita cu îngrijorare la digitalizare. Ce o să se întâmple, câte locuri de muncă o să se piardă, care va fi evoluția pentru umanitate în viitor. Se generează noi oportunități, apar noi meserii. Despre ce ne așteaptă în viitor o să vorbim după o scurtă pauză publicitară. Înainte de asta vreau să vă spun că UNSAR, Uniunea Societăților de Asigurare, a lansat recent rezultatele unui studiu sociologic anual, e barometru UNSAR IRES. Cum spuneam, un român din 5 a folosit servicii online pentru a se informa sau a cumpăra asigurări. Ce ne așteaptă însă în viitor? Ce s-a întâmplat în ultimii 15 ani? Ați aflat acum. Ce ne așteaptă în viitor? Mai precis, peste numai puțin de 8 ani, în 2030, o să vedem după pauză și o să vedem dacă mai e nevoie de oameni sau dacă sistemele automate pot să preia toate activitățile din acest domeniu. Asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la Zodia Asigurărilor, episodul 30, sezonul 2. Suntem sub semnul Fecioarei. Fecioarele sunt niște personalități oarecum dure, destul de agitate, ipohondre, adică își imaginează că au tot felul de boli și afecțiuni, spirit critic și nemulțumit, dar foarte meticuloși. Ca și calități, sunt extrem de analitici, atenți, sunt fideli, sunt harnici, sunt inteligenți, raționali și foarte grijuli cu sănătatea lor și a celor din jur. De asta vă spuneam, sunt printre cei mai fideli sau cei mai entuziaști oameni care își încheie polițe de asigurare și au foarte mare grijă în domeniul ăsta. Cum vă spuneam, am două propuneri. Puneți canal 33 pe butonul 1 al telecomenzii și după 21 de zile, adică în 3 săptămâni, spuneți-mi și mie ce ați observat. Pe YouTube puteți revedea emisiunea, sunt 132.000 de abonați, mai mult de 132.000, și vă puteți abona chiar acum ca să revedeți emisiunile care vi se par interesante. Sau să căutați informații. Tema zilei de astăzi este asigurările acum și în 2030. În prima parte a emisiunii am acoperit acest acum. Acum o să vedem ce se întâmplă în viitor. Lângă mine se află Eric Barna. Este fondator și membru al boardului Life It's Hard. Eric, am văzut, a început acum 15 ani, de asta am fixat acest termen. Suntem pe trend de creștere în digitalizare, dar suntem ultimii din Europa, avem puncte tari, cum ar fi viteza internetului, avem și puncte și mai tari, cum ar fi pătrunderea în mediul rural a internetului. Dar în același timp suntem foarte puțin informați în ceea ce privește asigurările. Studiile arată că foarte mulți români habar nu au sau știu foarte puțin despre asigurări. Cum ne creștem nivelul de informare? Sergiu, te-aș completa și aș spune că asigurările ca industrie reprezintă o oglindă a societății, a tot ceea ce se întâmplă în societate.
Da, există un grad mare de lipsă de informare sau de, să spunem, educație financiară împreună cu educație digitală. Aceste două componente au un impact deosebit de mare pe ce înseamnă industria asigurărilor și pe ce se vrea să fie industria asigurărilor sau pe evoluția industriei asigurărilor în România. Spunea la un moment dat de intermedierile în online. În momentul de față, online-ul, din perspectiva asigurărilor, reprezintă undeva la 2%. A crescut într-adevăr după pandemie, înainte de pandemie erau sub 1%, după pandemie am reușit să ajungem undeva pe la 2%. Lumea se întreabă de ce. Răspunsul e nu că nu vor asiguratorii sau brokerii de asigurare să vândă online. Cred că toată lumea și-ar dori să-și reducă costurile și să vândă mai ușor. Societatea nu e în stare, în momentul de față, să achiziționeze aceste produse în online. Din diverse motive. Cum am spus, în primul rând, nivelul de digitalizare, adică competențele basic pe care cineva trebuie să le aibă pentru a putea să achiziționeze din online. Apoi lipsa de încredere, fraude și tot felul de probleme pe care online-ul și digitalul îl ridică și ca și semn de întrebare pentru cei care achiziționează de acolo. Lipsa de încredere în a plăti cu cardul, deci cardul este încă un punct nevralgic în tot ceea ce înseamnă plată în online, nu numai pentru industria asigurărilor. Și de aici cumva sunt 3-4 componente care scad gradul de penetrare în online a asigurărilor. Ai o estimare de care ar fi masa critică de, ai spus, de la sub 1% a crescut la peste 2% din polițe care sunt încheiate online. Să zicem că dacă ajungem la un 10% ne putem aștepta să crească într-un ritm mai accelerat sau e nevoie de mai multă muncă și Întrebarea răbdare? Întrebarea este în cât timp ajungem la acei 10% sau 15%. Acum cu noua modificare în ceea ce privește distribuția RCA-ului și cu modul în care se calculează primele sau prețul RCA-ului, ca să fie pe înțelesul tuturor, foarte mulți dintre, mai ales dintre distribuitori, își puneau întrebarea, ok, toată lumea o să meargă acum să cumpere RCA din online, o să meargă direct pe site-urile societăților de asigurări. Lucru care nu s-a întâmplat. Lucru care nu o să se întâmple, pentru nu cred că o să se întâmple cu o pondere așa de mare. Probabil vom avea o conversie. E greu de anticipat sau de estimat care va fi conversia celor care vor renunța, să zicem, la serviciile unui intermediar, a unui broker de asigurare sau a unui consultant și vor merge să cumpere direct din online. Pentru că, așa cum am spus, va fi greu să acceseze aceste produse. Va fi greu să le acceseze, va fi greu să le înțeleagă, va fi greu să le compare. Într-adevăr, acum există comparatoare online de tarife, de RCA, dar, conform modificărilor normei RCA-ului, asiguratorii vor avea posibilitatea să aibă alte tarife în funcție de canalele de distribuție. Deci vor avea niște tarife în relația cu brokerii și alte tarife dacă vând ei direct în online. Comparatoarele în acest moment aparțin brokerilor. Deci pe acele comparatoare nu vor fi tarife mai reduse. Poate mai reduse decât dacă se va apela la un asistent, la un consultant, dar cu siguranță nu mai reduse decât tarifele de pe site-urile asiguratorilor. Ori dacă intri pe site-ul unui asigurator, vezi doar tariful de la acel asigurator. Ca să poți să faci o comparație, îți ia foarte mult timp să intri pe site-ul fiecărui asigurator. După care trebuie să te reîntorci să alegi în cunoștință de cauză. Deci, revenind, e puțin probabil să existe o migrare, chiar și cu această modificare legislativă în masă a consumatorului în online,
în acest moment sau în perioada imediat următoare, dar odată cu schimbarea nevoilor clientului, consumatorului, cu apariția consumatorilor care sunt nativi digitali, adică a generației Y, Z și așa mai departe, tot ce înseamnă polițe care sunt obligatorii, polițe care acoperă riscuri de bază, cu siguranță vor migra încetul în zona de online. E greu de anticipat dacă se va întâmpla acest lucru într-un an, 2, 3, 4, 5, dar cu siguranță se va întâmpla. Asta nu înseamnă că rolul brokerului de asigurare va fi diminuat în tot acest ecosistem. Din contră, brokerul de asigurare va avea mai mult timp la dispoziție să analizeze nevoile clientului și să-i ofere polițe mult mai complexe care să-i acopere sau să diminueze riscurile la care clientul se expune. Niște riscuri de care clientul nu este conștient și spunea Dorel Duță, președintele UNSICAR, într-o emisiune anterioară, spunea că, practic, ăsta este rolul principal al brokerului. Nu să-ți prezinte niște cifre, ci să-ți cunoască nevoile și să-ți spună dacă merită să faci o asigurare, dacă da, ce fel de asigurare, să-ți explice și, având oferte de la toate companiile de asigurare, să poată să-ți facă un raport preț, calitate, beneficii, costuri și, mai mult, să te asiste și în zona de daune, pentru că, până la urmă, acolo vezi utilitatea asigurărilor. Ești conștient de risc sau cineva te-a făcut conștient de risc, ți-ai cumpărat polița respectivă, ți se pare că e ok prețul pentru riscul asumat. De exemplu, asigurarea de locuințe, un apartament la bloc, înseamnă 100-200 de euro pe an, dacă ai și bunurile și așa, pentru o valoare asigurată care poate să fie 100.000-150.000 de euro. Cam atâtea sunt apartamentele în București și probabil că și în alte locuri din țară. Nu știu cum arată Clujul din punctul ăsta de vedere, dar am înțeles că imobiliar vorbind, prețurile sunt foarte sus acolo. Clujul este, să spunem așa, Monacoul României în ceea ce privește imobiliare. Nu-l credeți, e din Cluj și probabil că vrea să facă promovare, nu glumesc. Știu că au crescut foarte mult prețurile acolo, nu știu cât de mult din apartamentele din Cluj sunt asigurate. Mă întorc un pic la brokeri. Voi ați ajutat foarte mult pe brokeri, punându-le acele sisteme la dispoziție, prin care, unu, își puteau gestiona polițele, după care au venit în contact cu asigurătorii, puteau primi ofertele, dacă asigurătorul schimba condițiile, se schimbau și în sistemul lui și putea să-i dea clientului în timp real ofertele de la mai multe companii de asigurări, să-i facă și comparații de prețuri, să-i ofere și consultanță. Toate astea înseamnă un grad de profesionalizare foarte ridicat. Aici se opinează că foarte mulți dintre brokeri știu să vândă numai RCA. Cât de real este acest mit? Eu știu că, la fel ca și doctorii, trebuie în fiecare an să participe la cursuri, trebuie în fiecare an să... Odată la 3 ani trebuie să dai examene. Acum s-a introdus odată, după 3 cicluri de 3 ani, poți să-ți dai definitivatul. E ca la doctori. Nu mai ești, cum se cheamă, rezident, ești doctor de plin. Cu specialitate, da. Da. Specialist. Sergiu, e greu să-ți răspund într-o singură frază. Este și nu este adevărat. Ca în orice industrie, sunt și oameni foarte, foarte competenți și mai puțin competenți. Ce am observat este faptul că întreaga industrie se mișcă și își dorește să iasă dintr-o zonă de confort și să livreze mult mai multă valoare consumatorului. Într-adevăr, este ușor să vinzi RCA și, cu ghilimele de rigoare, la cuvântul a vinde, pentru că, de fapt, fiind o poliță obligatorie, efortul este doar de data entry, adică iau niște date de pe documente și le introduc în sistem și obțin oferta și polița. Deci nu este un efort considerabil față de alte tipologii de polițe, unde, într-adevăr, așa cum spuneai și tu, e nevoie de o discuție mai îndelungată cu clientul, de a identifica care sunt riscurile la care el se expune, că de multe ori poate nu este conștient la ce riscuri se expune, și atunci tu, în calitate de asistent sau de consultant,
ai acest rol în a ghida și efectiv în a educa, de fapt, consumatorul și apoi să-i oferi serviciile cele mai potrivite sau asigurările cele mai potrivite pentru nevoile sale. Iar aici, da, avem, e un factor important sau rolul agentului de vânzări e unul crucial în educarea consumatorului final. Bineînțeles că nu este singurul care trebuie să facă această educație, ci noi, întreaga industrie, trebuie să participăm la educarea consumatorului, dar este cel care, de fapt, ajunge în discuție directă, în contact direct cu consumatorul. Sistemele online pe care le fabricați, le puneți la dispoziție, oferă cumva și posibilitatea pregătirii profesionale sau n-ați intrat încă în zona asta? N-am intrat încă în zona aceasta, ne-am gândit foarte mult în trecut să facem acest pas, nu l-am făcut încă, dar cu siguranță îl vom face în viitor. Știu că în toamnă pregătiți Transilvania Insurance Days. Cred că asta e denumirea corectă. Ce se întâmplă practic la acest eveniment? Este un eveniment tot așa dedicat industriei asigurărilor, în care invităm atât parteneri de-ai noștri, brokeri de asigurare care sunt direct clienții noștri, dar și alți reprezentanți ai industriei, asiguratori și chiar clienți care au beneficiat de servicii de asigurare, prin care ne întâlnim cu toții și facem un schimb de experiență și încercăm să vedem care sunt trendurile în industrie și pentru ce să ne pregătim pentru noul an, ca să-i spunem așa. Aveți o temă principală pentru anul acesta sau e pur și simplu un forecast, o previzionare a ceea ce se va întâmpla 2023? Tema este impactul digitalizării asupra industriei de asigurare și modul în care norma RCA impactează distribuția în asigurări și cum vom măsura acest impact și cum ne putem adapta cât mai rapid, atât ca și noi ca și platforme, dar și brokerii ca și canal de distribuție. Îmi amintesc că înainte de pandemie am fost invitat să susțin o scurtă prezentare la Transilvania Insurance Days și subiectul propus a fost prezența asigurătorilor și brokerilor în social media. Cifrele mi-arătau atunci că e o prezență destul de slabă. Dacă i-ai observat cumva în domeniul ăsta, s-a modificat, să zic, din 2019 până acum, suntem în 2022, cât de mult s-a modificat prezența lor acolo și interacțiunea cu publicul, cu clientul? Pași importanți au făcut într-adevăr asiguratorii, care sunt mult mai prezenți. În schimb, la nivelul brokerilor, pașii ar putea fi, cum să spun, aproape echivalați cu ceea ce era în 2019, adică nu s-au întâmplat schimbări majore. Sunt câțiva care am văzut că sunt foarte preocupați și foarte prezenți în social media. Foarte puțin față de ceea ce se poate face. Explicațiile iar sunt multiple, ca tot ce înseamnă digitalizare de fapt și practic ajungem la nivelul de cunoștințe digitale și cum ne dăm noi seama ca și manageri care este tehnologia potrivită pentru noi sau în ce măsură tehnologia pe care o alegem ne poate propulsa business-ul. Neavând know-how tehnic pe zona respectivă, este greu să luăm decizii manageriale în acest sens. Și, de fapt, ăsta este și motivul pentru care foarte multe IMM-uri din România adoptă foarte, foarte greu tehnologia. Sunt încă companii care facturează încă pe hârtie. Puțin cam ca acum 15 ani. 2030 este aproape. Sistemele de inteligență artificială, sistemele expert de inteligență artificială, care se spune că dau un diagnostic cam la nivelul a 98% din doctori, a 99% din avocați și așa mai departe.
par să înlocuiască omul. Adică asta este o temere care există. Aceste sisteme expert de inteligență artificială ar putea înlocui și brokerii și agenții de asigurare, interacțiunea publicului cu zona de asigurări? A spune că nu. Vor automatiza foarte mult distribuția. Probabil, sau conform estimărilor și analizelor, o emitere de asigurare sau un procesul de cumpărare se va simplifica de la câteva zeci de minute la câteva secunde. Anumite produse vor avea componenta de asigurare integrată, fără ca noi să ne dăm seama, iar acea componentă de asigurare își va calcula prima sau prețul plecând de la date pe care sistemele le vor culege în timp real prin diversi senzori, diverse device-uri și pe care apoi sistemele expert sau cele de inteligență artificială și de predicție vor fi capabile să le prelucreze astfel încât să dea un pricing personalizat pe acel client, pe acel utilizator. Vreau să profit că mai avem câteva minute, două întrebări. Cum vor arăta asigurările în 2030 și ce sunt acelea asigurări embedded? Nu știu cum să traduc în... Integrate, ca să le spunem integrate. Așa. Da. Ok, integrate în ce? Integrate în buzunarul nostru sau în și în buzunarul nostru, pentru că de multe ori ne vor lua banii din buzunar fără să știm, dar bineînțeles cu un consimțământ prealabil. Te rog frumos să-mi explici puțin cum vine asta. Deci asigurările embedded sunt și acum în trend și încep să fie livrate consumatorului final. Sunt asigurări care sunt integrate deja în anumite produse sau servicii. Un exemplu cel mai simplu este atunci când închiriem o trotinetă, da, cu telefonul. Și în momentul închirierii suntem întrebați dacă dorim să ne facem și o asigurare de accidente pe perioada în care folosim acea trotinetă. Adică pentru alea 7 minute când depășesc. 7 minute, 10-15 minute, whatever cât folosim trotineta, putem beneficia de o asigurare de accidente pe care sau de răspundere civilă sau și depinde pentru ce optăm. Este o asigurare embedded. Aceste asigurări vor fi din ce în ce mai prezente în viața noastră pe măsură ce apar noi riscuri ca urmare a evoluției societății, a automatizării, a digitalizării, a tot ce ne înconjoară. Am auzit și am văzut niște filmulețe, așa, par science fiction, mașini electrice închiriate, te-ai urcat în mașină, mașina te recunoaște, ai telefonul mobil, ai cardul, ai totul acolo. În momentul în care te-ai urcat, e prețul călătoriei, dar în același timp tu ai o asigurare de viață și sistemul comunică cu asigurătorul și îi spune tu ceri un anumit traseu sau conduci tu mașina și o iei pe un anumit traseu și traseul ăla e mai aglomerat și acolo e mai mare riscul și îți crește prețul poliției, ai coborât din mașină, s-a oprit și asigurarea, te-ai urcat din nou în mașină și așa mai departe, cam cum era povestea cu trotineta. Cât de departe suntem de scenariul ăsta? Suntem încă destul de departe. Nu cred că 2030 este un scenariu realist pentru... Nu e realist sau nu e realist în România? Termen realist în România, bine ai punctat. În România pentru ceea ce ai enunțat tu. Probabil vor fi deja în testare în alte țări mai avansate din punct de vedere tehnologic și legislativ. Pentru că de multe ori o componentă importantă în dezvoltarea sau frânarea sau chiar adopția unei tehnologii ține și de legislație, care de multe ori rămâne în urma realităților economice sau tehnologice dintr-o zonă. Îți oferă o baghetă magică cu care poți să faci o singură minune. Ce ai schimba în legislație? Un punct din lege, o lege, o normă, ceva pe care îi schimbau și în momentul ăla toată industria ar deveni mult mai bună și mai performantă. Uite, ne tot plângem de câțiva ani de gradul redus de acoperire cu polițe obligatorii de locuințe. Da, locuință din 5 e asigurată, cu alte cuvinte, 4 din 5 nu sunt asigurate. Putem schimba lucrurile din perspectivă legislativă, astfel încât atunci când te duci să-ți plătești taxele și impozitele,
să se emită această poliță, să nu fie, să spun, un serviciu pe care să-l poți să-l cumperi doar de la asigurator sau doar de la broker. Adică vrei să revenim la situația de dinainte de 1989, că exact așa se întâmpla. Te duceai, plăteai impozitul la casă și acolo era și o sumă mică, era trebuie să recunoaștem asigurarea. Anumite obiceiuri din trecut au fost folositoare. Nu ar trebui să le excludem doar pentru că sunt din trecut sau din perioada comunistă. Suntem la finalul emisiunii. Dacă ar fi de reținut un singur lucru din tot ce am vorbit noi, cel mai important, care ar fi acela? Că industria asigurărilor evoluează, fie că ne dorim sau nu. În ceea ce privește asigurările, dacă ar fi ca cei care ne privesc să știe un singur lucru, concluzia mea este că asigurările sunt pentru noi, pentru oamenii normali, obișnuiți, pentru românul mediu, care trăiește într-o lume extrem de expusă la riscuri. Din momentul în care te naști și apar riscuri medicale, risc de a trăi sau nu, în ce fel trăiești, cât timp trăiești, în ce condiții economice trăiești, ce riscuri te așteaptă când ieși pe stradă. Apropo de asta, să știți că cele mai multe accidente se petrec în casă, în baie și în bucătărie. Deci casa noastră este cea mai riscantă zonă. Am discutat astăzi despre asigurări. Acum și în 2030 l-am avut alături pe, îl avem încă alături pe Eric Barna. Noi pornim spre gala premiilor pieței asigurărilor. Eric, fondator și board member al Life It's Hard, o companie foarte importantă în zona industriei de asigurări. Încheiem aici episodul de astăzi. Revenim săptămâna viitoare cu un nou episod, cel puțin la fel de interesant, despre asigurări și nu numai. Nu uitați, spuneți canalul 33 pe tasta 1 a telecomenzii și după 21 de zile spuneți-mi în ce fel s-a schimbat viața dumneavoastră.